Bun găsit tuturor! Se pare că avem o răsturnare de 180 de grade la nivelul deciziei coaliției. Asta după o discuție cu liderii acestei formațiuni și cu președintele Klaus Iohannis ieri, în timp ce aici erau dezbateri pe proiectul de buget. Și se pare că se va renunța la acea obligativitate a obținerii certificatului verde pentru a merge la locul de muncă. Asta deoarece, susțin surse guvernamentale, există semnare clare că o astfel de prevedere ar fi neconstituțională. Pe de altă parte, însă, potrivit altor surse, liderii formațiunilor din actuala coaliție guvernamentală se tem mai degrabă de impactul electoral, asta în condițiile în care există o pătură destul de semnificativă la nivelul opiniei publice care este împotriva introducerii acestui certificat verde. Drept urmare, susțin sursele citate, am putea asista cel mult la o transpunere a prevederilor din actuala ordonanță legată de acest certificat electronic într-un nou proiect de lege și o eventuală adăugire prin o introducere a acestei obligativități a certificatului verde doar pentru personalul din domeniul sanitar și cel din educație, pornind de la faptul că în aceste două zone de activitate gradul de vaccinare este și așa destul de ridicat, deci acolo nu ar exista, să spunem, o opoziție din partea angajaților cu privire la introducerea acestei obligativități. În schimb, în perspectiva valului 5 care ar putea apărea la începutul acestui an și în țara noastră, se iau în considerare implementarea actualelor reglementări, o implementare mai riguroasă și posibilitatea introducerii unor noi restricții, tocmai ca măsuri preventive. Deci, în momentul de față, se lucrează, susțin surse guvernamentare, la noul proiect de lege privind acest certificat. Se pare că titularul de la Sănătate, Rafila, s-a cam spălat pe mâini sătul de bâlbâielile din politice din coaliție și îi lasă pe cei din conducerea acestei coaliții să ajungă în primul și în primul rând la un consens clar, să existe o voință politică, iar după aia vedem care vor fi pașii de urmat, dacă se va ajunge ca săptămâna viitoare aici în Parlament să vină un proiect de lege asumat de guvern care să fie trecut prin procedură accelerată de legislativul național.